Dacă ai fi fost într-alt loc, dacă ai fi trăit cum trăiesc oamenii buni, ca mine, poate că nu m-aș fi ținut după tine, ci pur și simplu m-aș fi îndrăgostit de tine, aș fi fost bucuros de privirea ta, nu numai de cuvântul tău. Aș fi pândit pe la poarta ta, în genunchi, în fața ta, aș fi insistat, m-aș fi uitat la tine ca la mireasa mea și chiar aș fi considerat asta o cinste. Nici nu aș îndrăzni să gândești ceva necinstit despre tine, dar aici știu doar că nu mai fluier. Tu vrei, nu vrei, o să vii după mine și nu mai e vorba aici de voința ta, ci de voința mea. Până și ultimul țăran care se angajează ca argat nu se înrobește așa de tare. Știe doar pentru ce perioadă o face. Dar unde este termenul tău? Gândește-te numai, ce dai tu aici? Ce pui la bătaie? Sufletul, sufletul asupra căruia nu mai ești stăpână, îl înrobești odată cu trupul. Îți dai dragostea pentru a fi pângărită de orice bețiv. Dragostea. Iar asta e totul. Asta e un diamant. Comoara unei fete. Dragostea. Doar pentru a merita dragostea asta, unul e gata să-și dea sufletul, să se ducă la moarte. Dar cu cât e prețuită dragostea ta, tu ești cumpărată în întregime, în totalitate. Și de ce să te mai chinuiești să faci rost de dragoste, când se poate și fără iubire? Și nici nu este o jignire mai mare pentru o fată înțelegioare? Uite, am auzit că vi se face o bucurie aici, proastelor, că vi se permite să aveți iubiți. Dar asta este numai o cochetărie, e o înșelăciune, doar râd de voi, iar voi credeți. Păi ce, el, de fapt, iubitul, chiar te iubește? Nu cred. Cum să te iubească, dacă știe că imediat după el o să te cheme cineva? Atunci, mare ticălos mai este. Oare te respectă el măcar un pic? Ce ai în comun cu el? Râde de tine și te fură și el, asta e toată iubirea lui. Bine măcar că nu te bate. Dar poate că te și bate? Ia întreabă-l dacă ai unul și tu. O să se căsătorească el cu tine? Păi o să-ți râdă în față. Asta numai dacă nu o să te scuipe în ochi și nu o să te ia la bătaie și poate că el însuși, de fapt, numai atâta face. Două parale amărâte. Și de ce îți pui ți-ai distrus toată viața? Că ți se dă cafea și primești de mâncare pe săturate? Păi pentru ce oare îți dau de mâncare? O alta, cinstită? Nici n-ar fi putut să înghită o asemenea bucătură, pentru că știe de ce primește de mâncare. Tu ești datoare aici, ești și vei fi mereu datoare toată viața ta, până când musafirilor li se va face silă de tine. Și asta se va întâmpla destul de repede, să nu te bazezi pe tinerețe. Aici totul zboară ca gândul și o să-ți facă vânt. Și nu numai că o să-ți facă vânt, dar mai întâi o să înceapă să se lege de tine, să-ți facă reproșuri, să te ocărască, de parcă nu ei i-ai dat sănătatea ta, tinerețea și sufletul tău degeaba. Pentru ea le-ai distrus, de parcă tu ai ruinat-o pe ea. Ai lăsat-o în sapă de lemn, ai furat-o. Și să nu te aștepți la susținere. Celelalte prietene ale tale or să te atace și ele pentru a-i face un serviciu, pentru că aici toate sunt sclave, de mult au pierdut conștiința și mila. S-au ticăloșit și nu e nimic mai mârșav, mai josnic, mai jignitor pe pământ decât înjurăturile lor. Și tu pui aici la bătaie tot. Fără chipzuială, și sănătatea, și tinerețea, și frumusețea, și speranțele. La 22 de ani o să arăți ca una de 35. Și e bine dacă nu ești și bolnavă să te rogi la Dumnezeu pentru asta. Tu acum poate crezi că nu muncești deloc, că nu mai petreci. Păi niciodată nu a fost pe lume o muncă mai grea și mai istovitoare. Numai inima și-ar fi fost epuizată de lacrimi. Și niciun cuvânt nu vei îndrăzni să rostești, nici o jumătate de cuvânt când o să te gonească de aici. O să pleci ca vinovată,
O să te muți în alt loc, apoi în al treilea, după care o să ajungi în cele din urmă în Senaia. Și când o să fie acolo, o să înceapă și bătăile. Așa sunt amabilitățile pe acolo. Acolo nici musafirul când vine nu poate să nu te pocnească. Nu crezi că acolo e așa de respingător? Du-te, uită-te cândva, poate că o să vezi cu ochii tăi. Uite, am văzut acolo odată una de anul nou lângă ușă. Fusese dat afară în râs de ai săi să înghețe nițel că tare mai zbiera și încuiase ușa după ea. La ora 9 dimineața era deja viată de tot, ciufulită, aproape desculță, bătută toată. Era boită, dar cu ochii numai vânătăi. Din nas și din dinți îi curgea sânge. Tocmai o aranjase un birjar. S-a așezat pe o bancă de piatră, avea în mână un pește sărat. Urla, bocea ceva despre soarta ei și lovea cu peștele de trepte. Iar lângă scară se înghesuiau birjari și soldați beți și o tachinau. Nu crezi că așa o să fii și tu? N-aș vrea să cred, dar de fapt știi și tu. Poate că acum vreo 8-10 ani tot ea, cu un pește sărat în mână, a venit aici de undeva. Proaspătă ca un îngeraș, nevinovată, curățică, nu știa nimic, roșea la fiecare vorbă. Poate că, la fel ca tine, era mândră, supărăcioasă, nu semăna cu altele, se considera o regină și știa și ea că îl așteaptă toată fericirea pe cel care ar iubi-o și pe care l-ar iubi. Vezi cum s-a terminat? Și cum ar fi fost dacă în clipa aceea în care lovea cu peștele ăsta treptele murdare, biată și jumulită, cum ar fi fost dacă în clipa aceea și-ar fi amintit toți anii ei de odinioară, puri, din casa părintească, când încă se ducea la școală, iar fiul vecinilor îi ținea calea, o asigura că toată viața o va iubi, că își va lega destinul de al ei. Și când își propuseseră amândoi să se iubească unul pe altul pe vecie și să se cunune, numai să se facă mari. Nu, Liza, ar fi o fericire. O fericire pentru tine dacă ai muri undeva acolo într-un ungher, într-o pivniță, cum era cea de mai înainte, să mor mai repede de oftică. La un spital, spui tu, bine, o să te ducă, dar dacă patroana mai are nevoie de tine, oftica e o boală serioasă, nu e ca febra. În cazul ei, până în ultimul moment, omul speră și spune că e sănătos. Se amăgește singur. Iar asta e în avantajul patroanei. Nu te neliniști, așa e. Deci, ți-ai vândut sufletul, iar față de cel la care ești dator, nu spui nici pâs. Iar dacă o să fii pe moarte, toți or să te părăsească, toți or să-ți întoarcă spatele, pentru că atunci ce mai pot lua ei de la tine? Și o să-ți mai reproșeze că degeaba ocup locul, dar în curând o să mori. Nici nu mai cer de băut. Or să-ți dea numai cu ocări. Când cică, ticăloasă, o să crăpi, ne împiedici să dormim, gemi, musafirilor le scârbă. Așa este. Chiar eu am auzit astfel de vorbe. O să te bage pe tine, muribunda, în cel mai puturos colțișor din pivniță, întuneric, umezeală. Și atunci tu când vei sta așa întinsă, o să mai gândești ca acum? O să mor. O să se pregătească repede, ca niște străini, bombănind cu nerăbdare. Nimeni nu te va binecuvânta, nimeni nu va ofta după tine. Numai să scape mai repede de tine. Or să cumpere un sicriu ieftin, or să-l scoată cum au scos-o pe aceea de azi, sărmana. Or să se ducă la cârciumă să te pomenească. În mormânt e noroi, la poviță, doar n-or să facă fasoane pentru tine. Dă-i drumul, vanca, asta e, soarta, și i-au dat drumul cu picioarele în sus, chiar așa, strânge funia, neghiobule, e bine și așa. Cum e bine, iote, că stă pe o parte, e și ea om sau nu, e bine, toarnă. Și n-or să se certe prea mult din cauza ta. Or să te acopere mai repede cu lut umed, vânăt și o să se ducă la cârciumă. Și gata amintirea ta de pe pământ,
La alți copii vin la mormânt, părinți, soți, dar la tine nicio lacrimă, niciun oftat, nicio pomenire. Și nimeni, nimeni în toată lumea nu va veni la tine. Numele tău va dispărea de pe fața pământului, așa ca și cum n-ai fi existat și nu te-ai fi născut niciodată. Noroi și mlaștină, tot să ciocănești acolo în capacul sicriului nopțile când se ridică morții din mormânt. Dați-mi drumul, oameni buni, să mai trăiesc în lume puțin. Am trăit și eu și nici nu am știut ce-i viața, n-am văzut viața. Viața mea a fost ca o cârpă de picioare. Mi-au băut-o în Senaia. Dați-mi drumul, oameni buni, să mai trăiesc puțin încă o dată pe lume. M-a apucase patosul așa de tare, încât simțeam că mi încremenește gâtul și deodată m-am oprit, m-am ridicat speriat și, aplecând temător capul cu inima tremurând, am început să trag urechea. Aveam și de ce să mă tulbur. Presimțisem de mult că-i răvășisem sufletul și că-i frânsesem inima și, cu cât mă convingeam mai mult de asta, cu atât mai mult doream să-mi ating mai repede scopul. Jocul mă pasiona. De fapt, nu numai jocul. Știam că vorbesc sec, artificial, chiar livresc, într-un cuvânt altfel, nici nu știam, decât chiar ca la carte. Dar asta nu mă deranja. Doar știam, presimțeam că o să fiu înțeles și că tocmai caracterul acesta livresc mă va ajuta. Dar acum, când am obținut efectul, deodată m-a cuprins frica. Nu, niciodată nu am fost martorul unei asemenea disperări. Ea stătea cu fața în jos, băgându-și nasul în pernă și cuprinzând-o cu ambele mâini. Hohotele de plâns închise în pieptul ei o sfâșiară și izbucnirea deodată sub formă de vaete și țipete. Ea mușca perna, își mușca mâna până la sânge, am văzut asta mai apoi. Sau, cu degetele înfipte în cozile ciufulite, încremenise așa într-un efort, ținându-și respirația și strângând din dinți. Am vrut să-i spun ceva, s-o rog să se liniștească, dar am simțit că nu îndrăznesc și deodată eu însumi, cuprins parcă de un frison, aproape îngrozit, m-am apucat pe pipăite să mă pregătesc de plecare. Era întuneric. Oricât m-aș fi străduit, nu puteam să termin repede. Bâșbâind, am dat peste o cutie de chibrituri și peste un sfeșnic cu o lumânare neîncepută. Când lumina se împrăștie în cameră, Liza sări deodată, se așeză și, cu o față cumva schimonosită, cu un zâmbet aproape de nebun, mă privea aproape tâmp. M-am așezat lângă ea și i-am luat mâinile. Ia-și reveni. Se arunca asupra mea, vrut să mă cuprindă în brațe, dar nu îndrăzni și își aplecă încetişor capul în fața mea. Liza, draga mea prietenă, eu degeaba, iartă-mă, începu eu, dar ea îmi strângea între degete mâinile cu asemenea forță, încât mi-am dat seama că nu spun ce trebuie și m-am oprit. Uite adresa mea, Liza, vino la mine! O să vin, îmi șoptia ferm, încă neridicându-și capul. Dar acum o să plec, rămâi cu bine, la revedere. M-am ridicat, s-a ridicat și ea și dintr-o dată a roșit toată, a tresărit, a luat șalul care se afla pe scaun și-l aruncă pe umăr până aproape de bărbie. După ce făcu asta, zâmbit din nou, dureros, roșii și privi ciudat la mine. Mă durea tare, mă grăbeam să plec, dădeam înapoi. Stați puțin, spuse ea deodată deja în hol chiar lângă ușă. Ținându-mă cu mâna de manta, puse repede lumânarea și fugi. Se vedea că și-a adusese aminte de ceva sau că voia să-mi arate ceva. Când fugi, roșii toată, ochii străluceau, pe buze i-a apărut un zâmbet. Ce să fie? Vrând nevrând am așteptat-o. Reveni peste un minut cu o privire care parcă îmi cerea iertare pentru ceva. În general, nu era acea față, acea privire ca mai înainte,
posacă, neîncrezătoare și fixă. Acum, privirea ei era imploratoare, moale, dar în același timp încrezătoare, blândă, sfioasă. Așa îi privesc copiii pe cei pe care îi iubesc foarte mult și pe care îi roagă ceva. Avea ochii căprui de culoare deschisă, niște ochi minunați, vii, care puteau să reflecte în ei și iubire și o ură posacă. Fără să îmi explice nimic, de parcă eu, ca o ființă superioară, trebuia să știu totul fără explicații, îmi întinse o hârtiuță. Fața ei radia în acest moment o solemnitate extrem de naivă, aproape copilărească. O desfăcui. Era o declarație de dragoste din partea unui student la medicină sau ceva în genul acesta, foarte pompoasă, cu înflorituri, dar extrem de respectoasă. Nu mai aduc aminte expresiile, dar știu foarte bine că prin stilul înalt se distingea un sentiment adevărat care nu poate fi prefăcut. Când am terminat-o de citit, i-am întâlnit privirea pătimașă, curioasă și nerăbdătoare ca unui copil ațintit asupra mea. Își fixase ochii pe fața mea și aștepta nerăbdătoare ce voi spune. În câteva cuvinte, repede, dar cumva bucuroasă și parcă cu mândrie, i-am spus că fusese undeva la o serată dansantă, la o familie, la niște oameni foarte, foarte buni de familie și unde încă nu știu nimic, chiar nimic, pentru că ea e nouă aici, e numai așa, dar în niciun caz nu s-a decis să rămână și o să plece neapărat, cum își va achita datoria. Ei, și acolo, studentul acesta toată seara a dansat cu ea, a vorbit cu ea și s-a dovedit că încă de la Riga, de când era copil, o cunoștea, se jucaseră împreună, numai că a fost de mult și pe părinții ei știe, dar despre asta el nu știe nimic, nimic și nici nu bănuiește. Și uite, a doua zi după dansuri, acum 3 zile, el le-a și trimis printr-o prietenă cu care ea venise la serată scrisoarea aceasta și asta e tot. Își plecase oarecum rușinat ochii strălucitori când terminase de povestit. Sărmană! Ea păstrase scrisoarea acestui student ca un lucru de mare preț și dăduse fuga după acest singur obiect de valoare al ei, nedorind să plec, fără a afla că este iubită, cinstit și cu sinceritate, că îi se vorbește respectuos. Probabil scrisoarea aceasta era sortită să stea așa în casetă, fără urmări, dar tot aia era. Sunt convins că toată viața ar fi păstrat-o ca pe un lucru prețios, ca pe mândria sa și ca o justificare. Uite, acum chiar ea și-a adus aminte, și-a adus scrisoarea asta pentru a se mândri, plină de naivitate, cu ea în fața mea, pentru a-și reface imaginea în ochii mei, pentru a vedea și eu, pentru a o lăuda. Nu am spus nimic, i-am strâns mâna și am plecat. Voiam așa de mult să plec. Am mers tot drumul pe jos, în pofida faptului că ninsoarea continua să cadă cu fulgi mari. Eram epuizat, strivit, nedumerit, dar adevărul deja strălucea din spatele nedumeririi. Un adevăr mărșav. De fapt, nu am acceptat prea curând acest adevăr. A doua zi, după câteva ore de somn profund, când m-am trezit și mi-am rememorat toată ziua trecută, chiar m-am minunat de sentimentalismul din ajun cu Liza, de toate aceste lucruri îngrozitoare și demne de milă de ieri, doar te mai apuc așa o criză de nervi muierească, fui, îmi spusei, știi de ce eu îi mai fi dat și adresa mea? Și ce va fi dacă o să vină? Dar de fapt, mă rog, lasă să vină, nu-i nimic. Dar evident, acum, lucrul cel mai important nu era acesta. Trebuia să mă grăbesc cu orice preț pentru a-mi salva cât mai repede reputația în ochii lui Tverkov și a lui Simonov. Uite care e lucrul cel mai important. Despre Liza, chiar am uitat de tot în dimineața aceasta, luându-mă cu treburile. Înainte de toate, trebuia să-i dau datoria de ieri lui Simonov. M-am hotărât să fac o mișcare disperată.
să împrumut chiar 15 ruble de la Anton Antonovici. Ca un făcut, în dimineața aceasta se afla într-o dispoziție minunată și mi-a dat imediat, la prima rugăminte. M-am bucurat așa de tare că după ce am semnat chitanța cu o înfățișare extrem de curajoasă, dezinvoltă, i-am comunicat că ieri am chefuit cu prietenii la Hotel de Paris. L-am condus pe un coleg, chiar aș putea să spun un prieten din copilărie și știți, e mare chefliu, un răsfățat. Ei, se înțelege de familie bună, cu avere considerabilă, carieră strălucită, isteț, la minte, drăguț. Se tot ține de intrigi cu doamnele astea, înțelegeți? Am băut niște jumătăți de duzină în plus și doar nimic. Am rostit asta foarte ușor, degajat și mulțumit. Când am venit acasă, i-am scris imediat lui Simonov. Până ziua de azi mă minunez când îmi aduc aminte de tonul de adevărat gentleman, binevoitor, deschis al scrisorii mele. Abil și plin de noblețe, dar lucrul cel mai important, fără cuvinte de prisos, m-am învinovățit de tot. M-am justificat, dacă nu mai îmi este permis să mă justific, prin faptul că, fiind total neobișnuit cu vinul, m-am îmbătat de la primul pahar pe care, se pare, l-aș fi băut înainte de a ajunge la ei. Când i-am așteptat la Hotel de Paris pe la 5, i-am cerut iertare, în primul rând lui Simono. Tot pe el l-am rugat să transmită explicațiile mele și tuturor celorlalți, mai ales lui Tverkov, pe care mi se pare ca prin vis că l-am jignit. Am mai spus că aș fi trecut și eu pe la ei, dar mă doare capul și mai ales mi-e rușine. Am rămas mulțumit de această anumită ușurință, chiar aproape degajare, de fapt total cuvincioasă, care s-a reflectat pe neașteptate în condeiul meu și care, mai bună decât oricare alte motive, le dădea deodată de înțeles că privesc toată această mâșăvie de ieri destul de degajat. Totuși, oricum, nu sunt așa de distrus, cum probabil credeți, domnilor. Dimpotrivă, privesc totul așa cum trebuie să privească asta un domn care se respectă. Adică, prin urmare, n-ai ce-i reproșa flăcăului. Păi, chiar e un fel de cochetărie de marchiz. Mă minunam eu recitind biletul și asta numai pentru că sunt un om educat și cult. Alții în locul meu n-ar fi știut cum să iasă din încurcătură, dar eu, uite, am ieșit și o să-mi fac din nou de cap. Și asta numai pentru că sunt un om educat și cult al vremurilor noastre. Dar chiar așa este, mă rog, tot ce s-a întâmplat ieri fusese din cauza vinului. Ei nu de la vin. Văd că nu am băut deloc, de la 5 la 6 când i-am așteptat pe ei. L-am mințit pe Simonov, am mințit cu nerușinare. Și nici acum nu mi-e rușine. Dar, de fapt, puțin îmi pasă. Lucrul cel mai important e că am scăpat de asta. Am pus în scrisoare 6 ruble, am lipit-o și l-am rugat pe Apolon să-i o ducă lui Simonov. După ce a aflat că în scrisoare sunt bani, Apolon a devenit mai respectos și a acceptat să o ducă. Spre seara am ieșit la aer. Capul încă mă durea și mi se învârtea de ieri. Dar cu cât se lăsa mai bine seara și amurgul devenea tot mai dens, cu atât mai tare mi se schimbau și mi se amestecau amintirile, iar în urma lor și gândurile, ceva agoniza în mine, în adâncul inimii și al conștiinței, nu voia să moară și se manifesta ca o durere arzătoare. Umblam pe străzile cele mai aglomerate, cu ateliere, străzile Meșcianskaya, Sadovaya, lângă grădina Iusupov. Îmi plăceau mereu în mod deosebit să mă plimb în amur pe străzile astea, mai ales atunci când sunt mulți oameni de tot felul, care se întorceau acasă de la treburile lor de peste zi. Îmi plăceau mai ales agitația asta de doi bani, prozaismul ăsta obraznic. De data aceasta, aglomerația de pe stradă mă irita și mai mult. Nu puteam să-mi revin deloc. Ceva se ridica mereu, mereu în suflet,
cu durere și nu voia să se potolească. Am revenit acasă cât se poate de iritat. Era ca și cum sufletul mi-era împovărat de o crimă. Mă chinuia mereu gândul că va veni Liza. Mi se părea ciudat că dintre toate aceste amintiri de ieri, numai a ei mă chinuia cumva deosebit, cumva total separat. Despre toate celelalte, spre seară, am reușit să uit complet, să nu mai pese de ele și una peste alta rămăsesem foarte mulțumit de scrisoarea mea pentru Simono. Dar totuși, în privința asta, nu prea eram mulțumit, ca și cum mă chinuiam numai din cauza Lizei. Și dacă va veni, îmi spunea mereu, ei, ce să fie, nu-i nimic, dar lasă vină. Singurul lucru foarte neplăcut este că ea va vedea, de exemplu, cum trăiesc eu. Ieri am apărut într-o asemenea lumină, un erou, dar acum, asta de fapt e o ticăloșie, că am decăzut așa de tare. Pur și simplu, e sărăcie în apartament. Și ieri m-am hotărât să mă duc la masă cu asemenea haine, dar canapeaua mea din mușama, din care iese buretele, dar halatul meu cu care nici nu pot să mă acopăr, ce zdrențe! Și o să vadă toate astea. Și pe Apolon o să-l vadă. Este o vită, cu siguranță o să o jignească, se va lega de ea, ca să-mi facă mie o măgărie. Dar eu, se înțelege, după obicei, o să fiu un laș, o să umblu cu pași mărunței în fața ei, o să mă acopăr cu poalele halatului, o să încep să zâmbesc, o să încep să mint. Vai, ce mizerie! Și asta nu e nici măcar mizeria cea mai strigătoare. Aici este ceva mai important, mai mizerabil, mai ticălos. Da, mai ticălos. Și din nou să pun masca asta necinstită, mincinoasă. Când am ajuns la gândul acesta, am explodat. De ce necinstită? Care necinstită? Ieri am vorbit sincer. Țin minte și eu aveam un sentiment adevărat. Chiar voiam să stârnesc în ea sentimente nobile. Dacă ea a plâns puțin, asta e bine. Asta acționează în mod nobil. Dar totuși nu puteam să mă liniștesc. Toată seara, după ce revenisem acasă, după ora 9, când așa socotisem, nu mai putea să vină Liza, ea continua să-mi apară în fața ochilor. Și lucrul cel mai important, mi-o amintea mereu în aceeași poziție. Tocmai acest moment, dintre toate cele întâmplate, ele îmi venea în minte în mod clar. A fost atunci când am luminat camera cu chibritul și am văzut fața palidă, schimonosită, cu o privire de mucenic. Și ce zâmbet jalnic, ce zâmbet strâmb, nefiresc, era în acel moment. Dar pe atunci încă nu știam că și peste 15 ani tot așa o să mi-o imaginez pe Liza, cu acest zâmbet jalnic, pocit, inutil, pe care îl avea în clipa aceea. A doua zi eram din nou gata să consider toate astea drept fleacuri, rodul nervilor iritați și oricum o exagerare. Am fost mereu conștient de această coardă sensibilă a mea și uneori mă temeam foarte tare de ea. Mereu exagerez, de aceea tot am probleme. Îmi repetam din oră în oră. Dar de fapt, totuși, Liza o să vină. Uite refrenul cu care se încheiau toate gândurile mele de atunci. Așa de tare mă neliniștisem, încât uneori m-a apucat nebunia. O să vină! Neapărat o să vină! Exclamam eu alergând prin cameră. Nu azi, o să vină mâine și o să mă găsească!